Reginul avea o cu totul altă față la începutul anilor 1900 și, bineînțeles, și denumirile străzilor erau altele, dar cu toate acestea, în locul unde astăzi se afla o bancă și atunci, destinația clădirii era aceeași ca și acum. Și asta în ciuda faptului că de-a lungul timpului în clădirea respectivă s-au desfășurat mai multe activități. Suntem în centrul orașului Reghin, la intersecția străzilor George Coșbuc cu strada Mihai Viteazu și piața Petru Maior de astăzi. La intersecția aceasta, la anul 1900, s-a construit una dintre cele mai importante clădiri ale momentului. Este vorba de clădirea băncii Ardeleanca din 1903. Ei, această clădire, dat fiind faptul că a jucat un rol important în civilizația economică a Reghinului, o putem prezenta alături de sau în succesiunea unor importante personalități care au fost prezentate până acum. Ei, la intersecția străzii Coșbuc, care s-a numit strada Kessel, dat fiind faptul că pe această stradă cândva locuia un medic chemat Kessel și care a dat numele străzii, la intersecție cu segmentul strada de mijloc, sau Köze Utco, ce astăzi face parte din strada Mihai Viteazu. Peste drum a fost hotelul, construcție în 1862, iar lângă această clădire a băncii a fost societatea meseriașilor Sași, clădire care a fost realizată în 1871. Ei, această clădire a fost importantă pentru că a găzduit mai multe societăți de-a lungul evoluției sale. Bancă de depunere în 1903 până în 1919, când Unirea Transilvaniei cu România a dus la redimensionarea acestei clădiri, aici fiind instalat liceul Flore Bogdan, școala de băieți românească, întemeiată de acest ilustru om de știință reghinean, Flore Bogdan. Sediul liceului a fost câțiva ani, după care banca își reia sediul sub forma unei case de economii, iar în 1940 intră sub jurisdicția statului maghiar, deoarece porțiunea istorică din 1940-1944 a fost sub administrație ungurească. Odată cu venirea perioadei comuniste și destinația clădirii s-a schimbat, dar cu toate acestea, arhitectura s-a păstrat întocmai. Ei, după venirea comuniștilor la conducere, aici, în această clădire, a fost tribunalul orășenesc, mai degrabă tribunalul raional, o bună parte din timp, până prin anii 1968, când redimensionarea administrativ-teritorială a țării a desființat tribunalele locale, ele fiind transferate la capitala de județ, respectiv Târgu Mureș. Aici, după 1968, în această clădire s-a mutat fel de fel de magazine. Cel mai cunoscut era Romarta Reghineană, magazinul Romarta. După 1990-92, clădirea este preluată de ceea ce a fost la început, de o bancă. Această bancă, reușind să întrețină clădirea, să o amenajeze și mai ales să păstreze arhitectura de începuturi acestei clădiri. Modificările care s-au făcut sunt referitor la intrare. La începuturi, intrarea în clădirea aceasta se făcea din strada Mihai Viteazu. Acum, intrarea în clădire se face de pe colț, intersecție strada Coșbuc cu strada Mihai Viteazu, deci mare modificare nu s-a făcut. Restul,
arhitecturii s-a păstrat întocmai. Clădirea aceasta, construită, cum spuneam, la anul 1900, s-a întins mai degrabă pe strada Kessel, respectiv strada George Coșbuc, unde este cea mai mare parte a clădirii, partea dinspre Mihai Viteazu, fiind relativ un segment, deoarece spațiul în care trebuia încadrat această clădire a fost mic. Ei, această clădire, alături de cea a meseriașilor, unde astăzi este Biblioteca Orășenească, cea de peste drum, unde este orașul Reghin, unde este hotelul orașului Reghin, fac parte din patrimoniul local și din seria clădirilor monumente istorice. Așadar, adăugăm și această clădire pe lista celor din patrimoniul local, iar valoarea acesteia trebuie să recunoaștem că este inestimabilă.